Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Doamna Tamara, venim la dumneavoastră cu urări de bine. Căci anume astăzi, în această zi frumoasă de vară, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Știm precis că până acum ați primit mesaje în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim, în primul rând, sănătate, fericire. Aici, în familia dumneavoastră, să domnească doar dragostea, doar armonia. Și v-aș spune așa, cu părere de rău, noi oamenii nu avem posibilitatea să dăm zile vieții. De aceea, dumneavoastră, vă dorim ca fiecare zi să dați viață. Ziua de mâine să fie mai frumoasă ca cea de astăzi. Să fiți întotdeauna înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Copii! Haideți să vedeți! Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare! Aici avem pentru dumneavoastră un coș mare și frumos, care va aparține doar dumneavoastră. Ceva mai tărișor. Un cadou de care să vă folosiți încă mulți, mulți ani înainte. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Scumpa și iubita noastră, în această zi, mămico, încă un trandafir s-a atașat la buchetul vieții tale. Fie ca el să înflorească mai frumos decât cei pe care îi ai deja. Noi, copiii tăi, îți urăm din suflet numai zile pline de zâmbete, bucurii și armonie în fiecare clipă. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi. Pentru faptul că ne susții când ne e greu și că ne dai un sfat când avem nevoie. Îți mulțumim că existi și ne cuprinzi cu dragostea ta, chiar dacă suntem de multe ori departe. Brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ta ne-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri când a trebuit să ne învățăm lecția de viață. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat și ne-au dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. Îți dorim ca anii ce îi împlinești astăzi să-ți aducă strălucirea și frumusețea cerului, înțelepciunea și puterea zeilor, să ai multă, multă sănătate, împlinire și vise realizate, stoa ocrotitoare, să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău, dragostea și grija ce ori dăruiești în jur, să-ți fie răsplătită din plin, cu multă căldură și împlinire sufletească. Te iubim mult! Fie-ți anii dulci ca mierea, dragostea fie-ți averea, casa fie-ți cuib de pace, munca fie cum îți place, să-ți pară întreaga viață, bucurie și dulceață, cu la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiicile și feciorul din depărtare. La mulți ani! Știți, prin intermediul nostru cred că sunt și ei. Aici, printre dumneavoastră, puteți să le transmiteți un mic mesaj? Dragi copii, vă mulțumesc din suflet, mă stimați, mă susțineți la tot greu și iertați-mă, poate n-am putut să vă dau tot ce v-am pus în gând. S-au crescut 6 copii, m-am gândit așa de ușor și eu vă dau cum vă doresc sănătate. Ați vă și voi sănătoși. Am știut și eu pe lângă voi. Și drum bun în viață, ca să mă bucur de voi. Tată, mama, gândește că dacă la copiilor e bine, e bine și la părinți. Eu mulțumesc din suflet la copii, mă stimează, mă susțin în toate greutățile și îmi dă un sprijin la bătrâneți. Și mulțumesc frumos, dumneavoastră. Mulțumesc pentru viață că ne-ai dat, ne-ai educat și ne trimis în drumul vieții. Îndrumați copiii voștri. Știți că sunt mai scump nepoță, scump copiii, dar mai scump nepoță.
și să aveți și voi copii, nepoți, și să vă stimeze și copiii voștri, cum atimați voi. Mama, te stare, îți doresc mult, 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 mult sănătate. Mulțumesc mult. Mama, la mulți ani.